În cazul în care se depistează una dintre bolile pe care le-ați menționat, să zicem din analizele uzuale, au voie în primul trimestru de sarcină să se trateze, că această femeile se sperie că nu au voie să ia medicamente Să și trateze, deci ce ar fi interzis și deci ce. dacă vă referiți la infecții, genitale, nu la anomaliile testelor Nu, genetice. nu, nu. Deci, în primul rând, dacă are anemie, se tratează anemia. Deci are voie să ia fier în timpul sarcinii, fără niciun fel de problem. Gravidele, preconcepțional, dar dacă nu au apucat să o facă, o fac în trimestru, nu știe orice gravid, acum trebuie să ia acid folic. Sunt studii care demonstrează că acidul folic închide tubul neural și cazurile de defect de tub neural, spina bifida, cum este cunoscută mai popular, dar pe scară mai largă, a scăzut dramatic datorită aportului de acid folic. Deci acidul folic se ia până la sfârșitul primului trimestru de sarcină, când coloana vertebrală și sistemul nervos și tubul neural este deja închis. Dacă au o infecție cu clamidie sau cu micoplasme, sau acestea se pot trata cu antibiotice care sunt permise în sarcină. Antibioticele sunt categorisite pe grupe, grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, deci sunt antibiotice ca penicilinele. Nu s-a demonstrat că penicilina face rău în sarcină sau induce malformații, nu? Azitromicina. Nu s-a demonstrat că induce malformații. Dacă femeia are o clamidie, tratamentul se poate face cu un singur gram de azitromicină. Bineînțeles, trebuie să ia amândoi parteneri. Este ideal să investigațiile acestea să fie făcute înainte, să depistăm și să nu avem astfel de situații, dar dacă avem, aceste infecții se pot trata sau putem aștepta să treacă perioada de embriogeneză și să dăm numai un tratament local cu ovule care sunt permise. Ce trebuie să vă spun însă, că aceste infecții vaginale, majoritatea poate să ducă și la nașteri premature. Deci ele trebuie tratate în sarcină. Noi nu știm exact ce produce nașterea prematură, ce scurtează colul, ce rupe membranele, dar unul dintre factorii care frecvent a fost asociat cu această patologie sunt infecțiile vaginale. Deci ele se pot trata. Putem trata anemia, putem interveni dacă descoperim că femeia este diabetică, da? Alte investigații foarte importante în sarcină pe care nu le-am spus, TSH-ul și investigația tiroidei este deosebit de importantă. La noi în țară TSH-ul și tiroida se investigează numai dacă pacienții au probleme. Nu, aceasta ar trebui să intre printre analizele obligatorii acoperite de casa de asigurări, așa cum este glicemia. Deci acestea se pot trata. Infecțiile urinare se pot trata. Deci nu lăsăm o infecție urinară cu peste 100.000 de germeni care, dacă nu o tratăm, pot antrena pielonefrite grave și severe la mamă sau pot antrena avortul. Cum ar trebui să se protejeze așa în mare o femeie în primul trimestru de sarcină? Ce ar trebui să evite? Să știți că o femeie gravidă nu este o femeie bolnavă. Evident. Deci, asta e un lucru Să categoric. da. Nu, bineînțeles că nu o să punem o femeie gravidă și nici dacă nu este gravidă, să ridice munții. Nu? Nu trebuie să mănânce cât doi. E un lucru deosebit de important. Deci, trebuie să mănânce pentru doi, calitativ, dar cât doi nu. Este foarte important ca fiecare femeie gravidă să-și noteze greutatea de la care a plecat. Este foarte important o femeie gravidă să știe că nu are voie să ia 100 de kilogram. Mai ales dacă pleacă de la un indice de masă corporală crescut, nu are voie să ia mai mult. Imaginați-vă, un copil la termen, să spunem că are 3 kg și jumătate, mai vine placenta cu încă 650 de grame, s-au făcut vreo 4 kg și ceva. Să punem 1 litru lichid amniotic, deși nu este atâta, nu? Deci în total o să ajungem la vreo 7 kg, 8. Femeile nu au voie să ia 16 kg. Cu cât iau mai multe kilograme în sarcină, cu atât le crește riscul și la nașterea pe cale vaginală, și la nașterea prin operație cezariană, și pentru făt, și pentru dânsele. Deci morbiditatea este mult mai mare la femeile supraponderale. Deci, în primul rând, trebuie să-și controleze greutatea. Nu mănâncă pentru doi, să ia acidul folic, da? Să-și controleze hemoleocogramă și dacă sunt anemice să-și ia fier. Nu sunt adepta vitaminelor în sarcină. Vin Elevit, Femibion 1, 2, 3, 7 și așa mai departe. Nu văd rost. O alimentație echilibrată aduce toate aceste componente. Trebuie să se găsească într-o alimentație echilibrată. Nu văd de ce trebuie să iau eu o vitamină B12 când se știe foarte clar că o carență de vitamina B12 ca să se instaleze trebuie să nu mănânc vitamina
vitamina B12 vreo 10 ani. Lucru care nu este fezibil, pentru că toată lumea o să mănânce. Nu trebuie să mănânce un kilogram de fructe pe zi. Vin pacientele și spun, doamna doctor, mănânc foarte multe fructe. Ce înseamnă foarte multe fructe? Păi un kilogram de struguri, 7 banane, nu este nevoie. Toate acestea au calorii. Nu avem nevoie de calorii. Un lucru important de reținut pentru femei în sarcină este să nu mănânce carnea insuficient preparată, totul să fie bine spălat, legume, fructe și așa mai departe, de evitat peștele în timpul sarcinii. De orice fel, de crescătorie sau sălbatic. Peștele conține mercur. Nu este indicat în sarcină. De asemenea, să controleze tensiunea arterială. Sunt paciente care au probleme cardiace pe care le neglijează. Se gândesc că sunt tineri, au tahicardii. De foarte multe ori facem ecografia, iar noi investigăm în cadrul screening-ului de primul trimestru pentru preeclampsie, facem fluxurile sanguine la arterele uterine. Nu de puține ori am descoperit mame foarte tahicardice. Spun dânsele, e din cauza că am venit la doctor și am emoții. Nu se poate să ai emoții și să ai aliura ventriculară 140. De foarte multe ori am trimis aceste femei la cardiolog ca să descoperim patologie pe care nu o știau, defecte septale, deci cardiace, care se pot corecta. Deci, vă spun, este foarte important ca tinerii și toată lumea în general să-și facă un examen anual complet, să prevenim, nu să ajungem să ne îmbolnăvim sau să asisti la naștere o gravidă care nu știe că avea o patologie preexistentă cardiacă și să-ți facă o embolie sau altceva, deci nu sunt lucruri de dorit pentru nimeni. Deci mare atenție la creșterea ponderală, mare atenție la aportul lichidian, deci toate femeile trebuie să bea măcar 2 litri de lichide. Lichidul amniotic al copilului este produs de placentă, de făt, dar e produs din ce aduce mama. Nu e permis ca o mamă și nu este recomandat ca o gravidă să stea 12 ore în picioare sau să lucreze nopți în șir. Deci ar fi de recomandat ca femeile care lucrează noaptea să ceară să fie schimbate într-un program de zi și să evite statul în picioare foarte multe ore. Nu neapărat că ar duce la avort sau la naștere prematură, dar asta îngreuiază întoarcerea venoasă, stază pe bazin, poate să ducă la întârzieri în creșterea intrauterină. Multe gravide care vin cu feții cu retardă creștere, după 2 săptămâni de stat la pat, sunt studii care demonstrează asta, lucrează, își revin. Lichidul amniotic, deci ele trebuie să bea aportul lichidiat să fie corect și suficient, de evitat zahărul, da, în exces, dulciurile, nu trebuie să mănânci, auziți expresii de genul am pofte. Poți să ai poftă de o bucățică, nu trebuie să ai poftă de un întreg cozonac sau de un kilogram de... Deci toate acestea trebuie evitate, da, pentru că excesul ponderal nu face bine.